șocantă crimă pasională din toate timpurile. O doctoriță din Ploiești a tranșat-o de vie pe soția amantului ei. Corpul tranșat a fost împrăștiat prin tot orașul. Cea mai șocantă crimă pasională din toate timpurile s-a petrecut în vara anului 1994, în Ploiești. O doctoriță a tranșat-o pe soția amantului ei și a împărțit corpul în mai multe pachete pe care le-a împrăștiat prin tot orașul. Roxana Călin, o doctoriță de 35 de ani, și-a tranșat cu sânge rece soția amantului ei. După ce a făcut acest lucru, i-a împrăștiat toate organele prin orașul Ploiești. Cea mai șocantă crimă pasională din toate timpurile. O doctoriță din Ploiești a tranșat-o de vie pe soția amantului ei. Corpul tranșat a fost împrăștiat prin tot orașul Ropunt. Sana și Iuliana erau prietene, iar soția amantului doctoriței venise în casa Roxanei pentru a efectua câteva analize. Doctorița i-a administrat cu flacon cu efect anestezic și la scurt timp Iuliana a devenit inconștientă, informează Antena 3. Amanta a târât-o în baie, unde a dezbrăcat-o și a tranșat-o cu un cuțit de vânătoare. Detalii șocante despre modul în care Roxana și-a tranșat victima. Roxana i-a secționat artera carotidă și vena jugulară, provocându-i moartea pe loc, după care a tranșat-o și a pus-o în mai multe colete. În următoarele două zile, trupul secționat al femeii a fost împrăștiat prin tot orașul Ploiești, însă un colet în care se aflau ficatul, plămânii și inima a fost uitat în congelator. La 16 iunie 1994, în jurul orei 12.00, la dispeceratul Poliției Municipiului Ploiești a primit o sesizare despre faptul că în stația CFR Ploiești Sud, într-un pasaj de trecere pe sub liniile de cale ferată, au fost găsite gambele unei persoane de sex feminin. În seara aceleiași zile, la ora 21.15, Bogdan a sesizat organele de poliție despre dispariția soției sale, precum semnalmentele acesteia, vestimentația și că, dimineața, când a plecat de acasă, i-a spus că urma să se întâlnească cu prietena ei, Roxana. Notează Traian Tan din în cartea sa Cei mai odioși 100 de criminali români. Oamenii legii au făcut imediat legătura între cele două femei și s-au deplasat la casa doctoriței. Roxana Călin a recunoscut fapta, ulterior a condus pe polițiști pe teren și a indicat locurile în care a abandonat fragmente din cadavru. Criminala a fost condamnată la 22 de ani de închisoare, dar a ieșit după 15 ani. În fața instanței, avocata Roxanei a susținut, inițial, că aceasta nu a vrut să o ucidă pe Iuliana, însă s-a pierdut cu firea. Potrivit ultimelor informații, femeia a rămas în Ploiești după eliberare, iar fostul soț a renunțat să mai aibă orice legătură cu ea, virgulă, mai scrie Traian Tan din în cartea sa. Roxana Călin și soțul ei erau prieteni de familie cu Iuliana și Bogdan Ținten, încă din 1986, doar că în luna mai 1993 Roxana și Bogdan au început o relație amoroasă. Ambii soți au negat relația, dar în cercul de prieteni s-au comportat normal, iar relațiile dintre Roxana și Iuliana erau aparent bune.